Dragi prieteni, scumpi frați și surori, oaspeți, vă spunem bun venit și în această ocazie în care putem să fim împreună. De data aceasta nu suntem la o predică, nu suntem într-un seminar, așa cum ne-am obișnuit, dis de dimineață și apoi seara. Însă în fiecare după amiază, prin Harul lui Dumnezeu, ne întâlnim pentru a avea o masă rotundă, în care încercăm să subliniem câteva gânduri cu privire la ceea ce a fost studiat în ziua aceasta, în mod special, prin Harul lui Dumnezeu, începând din această dimineață, am studiat două parabole în mod deosebit. Am privit parabola oii pierdute și parabola banului pierdut. Cred că fiecare dintre noi am fost binecuvântați prin studiul pe care l-am avut. Așa este? Cu siguranță că sunt multe alte lucruri pe care le putem aprofunda studiind din Cuvântul lui Dumnezeu. În mod special în aceste clipe de după amiază, pentru că am stat un pic de vorbă cu unii dintre dumneavoastră, discuția noastră se va concentra în mod special în jurul subiectului familie, și într-un mod particular ne vom uita la relația dintre părinți și copii. Și vom încerca cu ajutorul lui Dumnezeu să atingem câteva întrebări care sper eu să se dovedească o binecuvântare pentru fiecare dintre noi. Sunt sigur că subiectul acesta nu poate fi epuizat în timpul pe care îl avem noi la dispoziție acum, dar îl vom continua și în alte ocazii, pentru că dorința noastră este ca fiecare dintre aceste parabole pe care noi le vom studia să fie cât mai practice în ceea ce privește viața noastră de zi cu zi. Aș vrea să vă invit să deschidem Sfânta Scriptură în cartea Genezei la capitolul 6, mai întâi de toate. Genesis chapter 6. Și așa după cum ne-am obișnuit, mai întâi de toate voi vorbi românește și voi traduce prietenilor noștri apoi în limba engleză. Geneza, capitolul 6, aici este prezentată istoria dinainte de potop și apoi în Geneza, capitolul 7 și 8, avem potopul. Ceea ce mă interesează în mod special, suntem în Geneza, capitolul 6, aș vrea să citim de aici de la versetul numărul 13, de la versetul numărul 12 până la versetul... Haideți să citim până la versetul numărul 16, from verse 12 to verse 16. Dumnezeu s-a uitat spre pământ și iată că pământul era stricat, căci orice făptură își stricase calea pe pământ. Atunci Dumnezeu a zis lui Noe, sfârșitul oricărei făpturi este hotărât înaintea mea, fiindcă a umplut pământul nesinicie, iată am să inimicesc împreună cu pământul. Fă-ți o corabie din lemn de gofer chiparos. Corabia aceasta să o împarți în cămăruțe și să o tencuiești cu smoală pe dinăuntru și pe din afară. Aș vrea să subliniem faptul că în această corabie, unde toți aceia care doreau puteau să fie salvați, Biblia subliniază că această construcție trebuia să aibă mai multe compartimente, mai multe cămăruțe. Biblia ne spune că trebuia să fie tencuită pe dinăuntru și pe din afară. Dacă citim mai departe, spune Biblia în versetul 16, să faci corabiei o fereastră sus, lată de un cot, și ușa să o pui în latura corabiei și să faci un rând de cămări jos, altul la mijloc și altul sus. Deci avem această corabie despre care Biblia ne spune că era împărțită în cămăruțe. Biblia ne spune că această corabie era tencuită pe dinăuntru și pe din afară. Această corabie avea mai multe etaje, avea o fereastră și avea o ușă. Deci, cu alte cuvinte, cu ce semăna mai mult corabia aceasta? Semăna cu o casă. Întrebarea pe care vrem să o adresăm este... care era mesajul transmis de Dumnezeu prin această imagine construită înaintea oamenilor? Ce dorea Dumnezeu să transmită oamenilor dinainte de potop prin această corabie ce se asemăna
cu o casă. Ce dorea Dumnezeu să transmită oamenilor de atunci și nouă celor care suntem astăzi? So my dear brethren, we read from the Bible, from Genesis chapter 6, where we are seeing this description of the Ark of Noah. And the Bible is saying that has chambers. Then the Bible is saying that we have a window, we have a door, we have more floors. And my brethren told me that this ark was looking more as a house than as a boat. So the question it is, what was God's message through this building that was constructed in front of the people? What was God trying to say to humanity in those days? Was God trying to send a message for the people during that time? Yes, if you look in Hebrews chapter 11. Da, spune fratele pastor, dacă deschidem Biblia în Evrei la capitolul 11. Hebrews the 11th chapter. Evrei capitolul 11. And as it speaks concerning Noah. Unde citim despre Noe și lucrarea lui. We can actually begin in verse 6 and reading to verse 7. Putem citi de la versetul numărul 6 și apoi versetul numărul 7. The Bible says, but without faith it is impossible to please him. Și fără credință este cu neputință să fim plăcuți lui. Now, in another place the Bible tells us that faith cometh by hearing. Într-un alt loc în Sfânta Scriptură Biblia spune credința vine în urma auzirii, ceea ce auzim. By the word of God. Și auzirea vine prin intermediul cuvântului Dumnezeu. So Noah's faith in the promise of God. Credința lui Noe în promisiunea lui Dumnezeu. It wasn't based upon a good feeling. Nu era bazată pe o emoție sau pe un simțământ bun. It was based upon the belief in what God had said. Și credința în ceea ce spusese Dumnezeu. And because he knew what God had said would not fail. Și pentru că el știa că ceea ce Dumnezeu a spus se va împlini. He began to move in preparing this ark that looked like a home. El a început să construiască această corabie care asemăna cu o casă. The Bible continues in verse 6 of Hebrews. Biblia continuă și spune mai departe. For he that cometh to God must believe that he is. Căci cine se apropie de Dumnezeu trebuie să creadă că el este. And that he is a rewarder of them. Și că răsplătește pe cei ce-l caută. That diligently seek him. Yes. And then it gives the example of what this belief in the word of God and faith looks like. Și acum aici apostolul Pavel ne prezintă cum arată în mod practic această credință și ascultare în cuvântul lui Dumnezeu. It says by faith Noah. Prin credință Noe. Being warned of God of things not seen as yet. Când a fost înștiințat de Dumnezeu despre lucruri care încă nu se vedeau. Moved with fear. Și plin de o teamă sfântă. Prepared an ark. A făcut un chivot. Prepared an ark to the saving of his house. Ca să-și scape casa. By the which he condemned the world. Prin ea el a osândit lumea. And became the heir of the righteousness which is by faith. Și a ajuns moștenitor al neprihănirii care se capătă prin credință. And so what we're seeing in the story of Noah. Ce descoperim aici în istoria lui Noe? Is that God is showing us that where the problem of sin began. Dumnezeu ne arată că acolo unde a început problema păcatului. He was going to use Noah's family. Dumnezeu a dorit să folosească familia lui Noe. As an example of how he wanted to save humanity. Ca un exemplu a dorinței lui Dumnezeu ca să salveze omenirea. So Pastor Tinsley, that you want to say that when God gave the commandment to construct that ark with assembly, with the image of a house, God was crying to the humanity that he's willing to save the families of the earth. Amen. Deci întrebarea pe care am adresat-o este, înseamnă că prin această poruncă
pe care Dumnezeu a dat-o lui Noe de a construi o corabie care se asemăna cu o casă, Dumnezeu dorea să transmită un mesaj foarte clar prin acea corabie ca un monument, că dorința sa era să salveze familiile pământului. Aceasta era dorința lui Dumnezeu. You may continue, Pastor. And so when we look at this faith that Noah had, și când ne uităm la această credință pe care o avea Noe, it became an example not only to the world, a devenit un exemplu nu numai pentru lume, but also to his own household, și în mod special pentru cei din casa lui. Because if Noah had not began constructing this ark, pentru că dacă Noe nu ar fi început să înceapă să lucreze la această corabie, then to try to prepare his family for a crisis, și nu și-ar fi pregătit familia pentru criză, would not have been enough to save them. Acest lucru, doar pregătirea teoretică, nu ar fi fost suficient pentru ca ei să fie salvați. So it was his actions, și acțiunile lui, faptele lui, that saved his household. Au fost acelea care au salvat casa lui, not just his words. Nu doar cuvintele pe care there was action that was put in place. Deci erau fapte pe care el le-a pus în practică. Okay? Marco, do you have câteva gânduri? Da. Dacă ne uităm la context. When we are looking at the context. În Geneza capitolul 6. In Genesis chapter 6. Ne este prezentat la versetul 1 și la versetul 2 în mod deosebit problema cea mai mare la vremea de atunci. Și una dintre problemele cele mai mari în vremea de atunci, zice versetul 2, zice că fiul lui Dumnezeu au văzut că fiicele oamenilor erau frumoase și le-au luat ca soții. Mm-hmm. Aici putem vedea faptul că trecând timpul de la creațiune, instituția familiei care a fost dată de la bun început cu Adam și Eva și bineînțeles apoi cu fiilor care trebuia să ducă în cele din urmă la naștere Mântuitorului, la Salvatorului. Această instituție a familiei a fost încet cu încet tot mai coruptă și a fost dusă tot mai mult către distrugere și către pervertire. În așa fel încât, dacă ne aducem aminte, după păcatul și uciderea lui Abel din partea lui Cain, fiul lui Cain, bine, de fapt, unul dintre descendenții lui Cain, care este Lamec, a fost acela care pentru prima oară a avut mai mult decât o soție și a introdus poligamia. Și tot mai mult vedem că în contextul acesta, până la ajungerea potopului sau la timpul judecății lui Dumnezeu, familia tot a fost tot mai distrusă. Și atunci, prin această arcă, ceea ce cred că Dumnezeu dorea să atragă atenție este faptul că acest memorial, acest pilon care a fost dat de la creațiune familie, trebuia ceva să fie reconstruit în societate. Pentru că societatea de atunci, Geneza 6, versetul 5, care a început să aibă tot felul de gânduri care duceau către rău, de fapt începeau de la o familie, sau de fapt începeau de la familiile societății. Deci cu alte cuvinte, Marco, ca să digerez și eu ceea ce spui, să înțeleg că pentru a spera la o lume mai bună după potop, era nevoie de un transplant a unei o schimbare la nivelul familiilor, corect, pentru a avea speranță pentru o lume, o societate mai bună. Da. So I was just asking him, in order that we may have hope for a new world after the flood, we need to have a right type of family in order to may see a change in humanity. Pastor Davis. The Bible reveals to us Biblia ne descoperă that the same condition
the same things that happened in the days of Noah. Biblia ne spune că aceleași lucruri care s-au întâmplat în zilele lui Noe will happen just before the coming of the Lord. Se vor întâmpla chiar înainte de revenirea Domnului Isus. The Bible says in Matthew 24. Dacă aveți Biblia în Matei la capitolul 24. We're going to start here at verse 37. Matei 24 și citim de la versetul 37. Matthew 24 verse 37. Matei 24 cu versetul 37. We have it, please say amen. Priviți ce spune cuvântul lui Dumnezeu. It says, but as the days of Noah were, cum s-a întâmplat în zilele lui Noe, so shall also the coming of the Son of Man be. Aidoma se va întâmpla și la venirea Fiului Omului. Now, as we already discussed, așa după cum deja am discutat, and as Brother Marco brought out, și cum fratele Marco deja a subliniat, that Satan was working to destroy the family. Satan se lupta să distrugă instituția familiei. He was corrupting the family relation. El distrugea relațiile la nivelul familiei. We saw polygamy and various things happening in the days of violence. Am văzut că înainte de potop era prezentă deja poligamia în lume, violența. Și lista poate continua. But the Bible says what happened then will be repeated in the last days. Dar Biblia ne spune că ce s-a întâmplat atunci se va repeta și în ultimele zile ale istoriei. Verse 38. Versetul 38. For as in the days that were before the flood, în adevăr cum era în zilele dinainte de potop, they were eating and drinking, când mâncau și beau, marrying and giving in marriage, se însurau și se măritau, until the day Noah entered into the ark, până în ziua când a intrat Noe în corabie, and knew not until the flood came, și n-au știut nimic până când a venit potopul, and took them all away, și i-a luat pe toți. So shall also the coming of the Son of Man be. Tot așa va fi și la venirea Fiului Omului. One of the dangers, unul dintre pericolele, that we must watch out for, pe care trebuie să, de care trebuie să ne păzim, we must be careful who we marry. Trebuie să fim foarte atenți cu cine ne căsătorim. Because as was read in Genesis chapter 6, așa după cum am citit în Geneza la capitolul 6, we read how the sons of God, vedem cum fiii lui Dumnezeu, who were the sons of Seth, care erau din linia lui Seth, intermarried, s-au căsătorit, married the daughters of Cain, s-au căsătorit cu fiicele lui Cain. Now, there was a separation at first between the descendants of Seth and the descendants of Cain. La început fusese o separare între descendenții lui Seth și linia lui Cain. The descendants of Seth were the believers. Descendenții lui Seth erau cei credincioși. The descendants of Cain were unbelievers. Descendenții lui Cain erau cei necredincioși. Go to 1 Corinthians chapter 6. Priviți ce spune Biblia în 1 Corinteni la capitolul 6. Because we need to understand that when we marry the wrong person. Noi trebuie să înțelegem că atunci când ne căsătorim cu persoana nepotrivită, this can bring about trouble in the home. Aceasta va aduce probleme majore în familie. The Bible says in 1 Corinthians chapter 6. În 1 Corinteni la capitolul 6. Matter of fact, I think it's 2 Corinthians, excuse me. 2 Corinteni capitolul 6, îmi cer iertare. 2 Corinthians chapter 6. 2 Corinteni capitolul 6. And Yeah, 14. 2 Corinteni 6 cu 14. It says, be ye not unequally yoked together with unbelievers. Nu vă înjugați la un juc nepotrivit cu cei necredincioși. For what fellowship have righteousness with unrighteousness? Căci ce legătură este între neprihănire și fără de lege? And what communion have light with darkness? Sau cum poate sta împreună lumina cu întunericul? So the Bible says we shouldn't be unequally yoked. Noi nu ar trebui să ne unim cu cei necredincioși. The Bible also says, can two walk together except they be agreed? Biblia spune, pot oare oameni să meargă împreună dacă nu sunt de acord unul cu celălalt? So it's very important for us to marry the right person. Este foarte important să ne căsătorim cu persoana potrivită. Because the believers compromising marrying the unbelievers in the days of Noah. Acest compromis care a fost făcut în zilele lui Noe. This compromise brought about the various sins that took place in the days. Compromisul acesta a dus la păcatele prezente care în cele din urmă au condus la distrugerea lumii în zilele lui Noe. So it's very important for us, so those who are not married in here. Este foarte important pentru noi, pentru aceia care încă nu sunt căsătoriți aflându-se în locul acesta. That if you're praying three times a day. Dacă te rogi de 3 ori pe zi. You need to pray
You need to triple that because it's marriage is a very serious thing. Va trebui să te rogi de 3 ori mai mult când te gândești la subiectul căsătoriei, pentru că este ceva foarte serios. And when you're in it, it's till death do you part. Și când ne căsătorim, nu uitați că spunem până când moartea ne va despărți. Foarte, foarte importante gândurile acestea care au fost subliniate. Și în mod special, dacă ați fost atenți și ați subliniat și dumneavoastră în minte sau în notițele noastre, motivul pentru care în zilele lui Noe, acele 8 suflete ce au fost salvate în corabie, ce însemnau familia lui Noe au fost salvate, a fost numai pentru că Noe a îmbinat mesajul teoretic, ceea ce el primise din partea lui Dumnezeu cu o lucrare practică. Adică copiii săi nu numai că l-au auzit vorbind despre ceea ce vine, dar în același timp, în mod practic, Noe s-a implicat cu toată puterea sa, arătându-le-se copiilor că într-adevăr el crede în mesajul care primise din partea lui Dumnezeu. De foarte multe ori ne întrebăm de ce copiii noștri nu doresc să urmeze calea lui Dumnezeu. Este posibil pentru că ne lipsește una dintre aceste două ingrediente. Ori știm teorie și nu împlinim în mod practic, ori nu le cunoaștem pe amândouă. Și este foarte adevărat că unii să avem experiența noastră în sinceritate. În sinceritate. Aș vrea să merg puțin mai departe de la capitolul acesta și vă invit să deschidem Biblia în cartea Geneze la capitolul 5. Genesis chapter 5. We want to introduce another question here. Genesis chapter 5. And we want to read starting at verse 30. Geneza capitolul 5 și vrem să citim împreună de la versetul 30. Biblia spune aici: după nașterea lui Noe, Lamech a mai trăit 595 de ani și a născut fii și fiice. Toate zilele lui Lamech au fost de 777 de ani, apoi a murit. Noe, la vârsta de 500 de ani, a născut pe Sem, Ham și Afet. Ce aș vrea să descoperim din pasajul acesta este o întrebare pe care aș vrea să vă pun. Pe baza Bibliei, a mai avut Noe frați? A mai avut Noe frați și surori? Da. Citiți încă o dată, uitați-vă la versetul 30. Da? Uitați-vă versetul 30. După nașterea lui Noe, Lamech a mai trăit 595 de ani și a născut fii și fiice. Deci este foarte clar că Noe a avut frați și surori care n-au intrat în corabie. 2. Este foarte posibil ca Noe să fie avut nepoți care n-au intrat în corabie. Și întrebarea pe care aș vrea să ne punem la momentul acesta: care poate fi efectul pe care îl pot avea apropiații noștri sau rudele noastre în ceea ce privește problema mântuirii? Pot deveni rudele noastre, familiile noastre, o piedică în pregătirea noastră pentru cer? Pentru că vreau să vă spun, frații mei, sunt persoane pe care le-am auzit spunând că ele nu vor să fie mântuite dacă cineva din familie nu vrea să fie mântuit. Și acesta este un motiv pentru care chiar mulți oameni amână consacrarea lor înaintea lui Dumnezeu doar pentru că cineva drag nu vrea să audă de Dumnezeu. Și atunci răspunsul pe care l-auzim este: când el, X, Y, va vrea, atunci poate și eu. Până atunci, în niciun caz. So, what we want to go into another point of our discussion, as we read these Bible verses. The Bible is saying clearly in verse 30, Genesis chapter 5, that according to the Bible, Noah had brothers and sisters. And that means that Noah had brothers and sisters, probably nephews and grandchildren,
that they were not on board. The question it is, can our relatives, can our close ones affect, discourage our walk with God? And what need to be our answer? Because there are many people that they are saying even loudly that they don't want to be saved if somebody from the family is not willing to accept Christ. Da, influența yes. Familiei sau a rudele, a rudele, or a vecinii sau apropiații sau a prietenii este ceva care influențează foarte mult familia. Și cred că unul dintre exemplele cele mai izbitoare la ochi este aceea care are de-a face cu nașterea Ioan Botezătorul. And I'm looking at the situation of John the Baptist when he was born. Nu știu dacă am putea să citim numai câteva versete în așa fel încât contextul putem, să fie foarte, foarte clar. If we can read the Bible, seeing the context. In Luca capitolul 1, Luke chapter 1, de la versetul 57 la versetul 64. Luca 1 57 la 64. Da. Să citesc eu românește. 57 to 64. Elisabeta i s-a împlinit vremea să nască și a născut un fiu. Vecinii și rudele ei au auzit că Domnul a arătat mare îndurare față de ea și se bucurau împreună cu ea. În ziua a opta au venit să taie pruncul împrejur și vroiau să-i pună numele Zaharia după numele tatălui său. Ne oprim un pic aici. Aici vedem foarte clar, bineînțeles, în capitolul 1 este arătat cum îngerul se prezintă la Elisabeta și zice faptul că copilul ar fi trebuit să aibă un nume. Și acest nume ar fi trebuit să fie Giovanni. Dar uite că în momentul acesta rudele și părinții și vecinii merg într-un fel exact în poziție opusă la ceea ce Dumnezeu dorea pentru acest copil care trebuia să nască. Și acum putem merge un pic mai departe ca să vedem care a fost atitudine. N-a fost o alegere simplă, pentru că influența a rudele este foarte, foarte grea. Foarte grea. Dar la versetul 60 ne este prezentat o atitudine dumnezeiască, am putea să zicem. Dar mama lui a luat cuvântul și a zis, nu, ci are să se cheme Ioan. Mm-hmm. Și aici vedem cum o mamă în contextul acesta, și apoi vom vedea până la versetul 63 și 64, dar nu este important să citim pentru că o știm, și tatăl va lua o atitudine și va înfrunta acești părinți, aceste rude și acești vecini. Mulțumim Domnului pentru că au fost niște părinți consacrați, au fost niște părinți care nu s-au lăsat luați de influența rudele, care sunt foarte puternice și totuși au stat pe adevărul lui Dumnezeu. Dar ne dăm seama că dacă ei ar fi căzut și ar fi cedat influența acestor rude și acestor vecini, cu mare probabilitate planul lui Dumnezeu nu s-ar fi putut împlini așa cum Dumnezeu ar fi vrut. Și cu siguranță lucrul este actual pentru noi astăzi, atunci când ne uităm la rude și la cei apropiați care au o mare influență ori pentru pierzarea, ori pentru apropierea noastră de Dumnezeu.
I want to look at the example of Christ. Aș vrea să mă uit la exemplul Domnului Hristos. We have that first encounter of the Passover. Ne aducem aminte în ocazia, în ocazia Paștelui. In the Gospel of John, I want to look at three examples with Christ. Aș vrea să ne uităm la trei exemple din Evanghelie. In John chapter 2. În no. Ioan. Let's see. With the Passover visit. John chapter 2, verse 13. No, not the, as a child. No, Luke. Thank you. All right, Luca. Chapter 2. Luke chapter 2, verse Luca, 41. Here's the context of the story. Aici este contextul acestei istorii. The Bible says in the Gospel of Luke chapter 2, verse 41. Luca 2, de la versetul 41. It says, now his parents, this is Jesus as a child. Now his parents went to Jerusalem every year at the feast of the Passover. Părinții lui Isus se duceau la Ierusalim în fiecare an la praznicul Paștelor. And when he was 12 years old, când a fost el de 12 ani, they went up to Jerusalem after the custom of the feast. S-au suit la Ierusalim după obiceiul praznicului. And when they had fulfilled the days, apoi, as they returned, după ce au trecut zilele praznicului, the child Jesus tarried behind in Jerusalem. Pe când se întorceau acasă, băiatul Iisus a rămas în Ierusalim. And Joseph and his mother knew not of it. Părinții lui n-au băgat de seamă lucrul acesta. And so here's they're coming to Jerusalem. Ei vin la Ierusalim. They're taking Jesus for the first time. Îl iau pe Domnul Hristos pentru prima dată. And after the time they fulfilled the feast. Și după ce s-a împlinit ceremonia de Paște, they began to head back home. Ei se întorceau spre casă. And supposing Jesus to be with all the family. Presupuneau că Iisus este alături de toți membrii familiei. He lingered behind in the temple. El a întârziat acolo în templu. And then after 3 days of searching for Christ. Și după vreo 3 zile de cercetare, de căutarea lui Hristos. They found him in the temple teaching. L-au găsit pe Iisus în templu învățându-i. And it says in verse 48. Spune Biblia în versetul 48. And when they saw him, când l-au văzut, they were amazed. Părinții lui au rămas înmărmuriți. Și mama lui i-a zis, son, why hast thou thus dealt with us? Fiule, behold, thy father and I have sought thee sorrowing. Pentru ce te-ai purtat așa cu noi? So they began to make it appear as though Jesus was in the wrong and not themselves. Cu alte cuvinte, ei au transmis lui Iisus că a făcut ceva rău în privința atitudinii lui față de ei. Now, in that same passage in Luke chapter 1 that Marco read, în același pasaj pe care l-a citit fratele Marco, Zacharias outlined the ministry not only of John the Baptist. Zaharia nu numai că a arătat prin Duhul Sfânt lucrarea pe care avea să o facă Ioan Botezătorul. And he also outlined the ministry of Christ. Dar și lucrarea în profeția lui Hristos. Joseph and Mary were acquainted with Christ's mission. Și Iosif și Maria știau foarte bine care era trebuia să fie misiunea lui Iisus. On many different occasions. În multe ocazii. And so now here Jesus is in the temple. Și acum iată-l pe Domnul Iisus în templu. And they come to Christ with this accusation. Și vin la Iisus cu această acuzație. And notice Christ's response in verse 49. Și priviți ce spune răspunsul, ce spune Hristos în versetul 49. And he said unto them, el le-a zis, how is it that you sought me? De ce mă căutați? Wish ye not that I must be about my father's business? Oare nu știați că trebuie să fiu în casa tatălui meu? And so Jesus was there recognizing, Iisus era acolo, that he had a higher authority than his earthly parents. El a spus că el avea deasupra lui autoritate mai înaltă decât părinții pământești. So you want pastor to underline the fact that this passage and probably the others, they are approving the holy, not disobedience, but holy, let's say, contradiction of the parents, when parents, they are telling us to do something that is against God. Right. Deci întrebarea pe care am adresat-o
tatălui pastor este pe baza acestui pasaj și altora să înțelegem noi că acest exemplu ne arată de ce putem să contrazicem în mod sfânt, o atitudine potrivită, părinții noștri, spunându-le că noi nu putem să ascultăm dacă cuvântul lor vine în contradicție cu cuvântul lui Dumnezeu. So in the it goes on to show that as they left the temple, pe măsură ce spune Biblia că au plecat din templu, that Jesus subjected himself to them. Iisus Hristos s-a supus lor. But there was an acquaintance. Dar that God was his authority. Dar Iisus a subliniat că Tatăl este autoritatea mea, and Dumnezeu. They would be aware from that point on. Și din acel moment ar trebui să știe that God was, it was his business. Că este lucrarea Tatălui meu. That he was on earth to do. Aceasta este lucrarea pe care am venit să o fac. I want to look at another. This is all surrounding Christ. Let's go to Matthew chapter 12. În Matei la capitolul 12, tot legat de Hristos. 46. Ne uităm la versetul 46. Here we find Jesus has gotten older. Îl găsim aici pe Domnul Iisus Hristos. And he begins his missionary work upon the earth. Deja la o vârstă mult mai matură și deja și-a început lucrarea sa publică pe pământ. And the Bible says in verse 46. Biblia ne spune de la versetul 46. It says while he yet talked to the people. Pe când vorbea încă Iisus noroadelor. Behold his mother. Iată că mama and his brethren stood without. Și frații lui stăteau afară și căutau să vorbească cu el. Desiring to speak with him. Yes. Now the interesting thing here is Jesus is in the house he's in this location preaching to the people. Foarte interesant, Iisus se găsește în locația aceasta predicând oamenilor. And rather than his mother and brother being in there with him, și în loc ca mama și frații lui Iisus să fie alături de el acolo, they're on the outside. Ei se găseau afară. Trying to call him from his work. Și încercau cumva să-l cheme, vino din lucrarea aceasta, nu mai sta acolo. And then the Bible says in verse 47. Biblia ne spune de la versetul 47. Then one said unto him, atunci cineva i-a zis, behold thy mother and thy brethren stand without. Iată mama ta și frații tăi stau afară. Desiring to speak with thee. Și caută să vorbească cu tine. But he answered and said unto him that told him. Dar Iisus a răspuns celui ce adusese știrea aceasta. Who is my mother? Cine este mama mea? Who is my brethren? Cine sunt frații mei? And he stretched forth his hand toward his disciples. Apoi și-a întins mâna spre ucenicii săi și i-a zis. He says, behold my mother. Iată mama mea. And my brother. Și frații mei. For whosoever shall do the will of my father which is in heaven. Căci oricine face voia tatălui meu care este în cer. The same is my mother. Acela este my frate, sister, soră, and my brother. Și mama. So the reality is. Realitatea este aceasta. Christ realized that his family. Hristos a realizat că familia sa. Had no advantage over anyone else upon the earth. Nu are un avantaj asupra cuiva pe pământ. Because it was through his life, prin viața sa, that salvation would come. Mântuirea avea să vină. Let's look at one more example. Vreau să with Christ. Here we go in John chapter 7. Exemplu cu Hristos. Ioan capitolul 7. John the 7th chapter. Ioan capitolul 7. And the Bible tells us here in the Gospel of John the 7th chapter, and let's begin at verse 2. Ioan 7 de la versetul numărul 2. John chapter 7, and let's look at verse 2. The Bible says, now the Jews' feast of tabernacles was at hand. Praznicul iudeilor, praznic zic, al corturilor era aproape. His brethren therefore said unto him, frații lui i-au zis, depart hence, pleacă de aici, go into Judea, du-te în Iudeea, that thy disciples also may see the works that thou doest. Ca să vadă și ucenicii tăi lucrările pe care le faci. For there is no man that doeth anything in secret. Nimeni nu face ceva în ascuns. And he himself seeketh to be known openly. Când caută să se facă cunoscut. Now notice the sentence. Dar acum ascultați. If thou do these things. Dacă faci aceste lucruri. Show thyself to the world. Arată-te lumii. For neither did his brethren, căci nici frații lui, believe in him. Nu credeau în el. So this counsel that they gave, cu alte cuvinte, sfatul acesta pe care ei îl dădeau. They said if
You're really trying to do something for God. Dacă chiar încerci să faci ceva pentru Dumnezeu. Go do this before everyone. Du-te și fă lucrarea asta înainte la toată lumea. Because this was the example that they had from the Pharisees. Pentru că acesta era exemplul pe care îl primiseră ei din partea cărturarilor și fariseilor. But the Bible says this counsel was given. Dar Biblia spune că sfatul era dat. Because they did not believe in his mission. Pentru că ei nu credeau în misiunea lui. So here we find that in the life of Jesus, deci descoperim cum în viața lui Hristos, that he continually was confronted with opposition. În mod continuu era confruntat cu opoziție. Not just from without, nu doar din afară, but also from within. Și chiar dinăuntru. And so it is important for us to understand. Este important pentru noi să înțelegem. That when we receive the call of God, când primim o chemare din partea lui Dumnezeu, not necessarily just in mission to the world, nu doar cu privire la misiunea în lume, but when we're called to live out the truth of God, dar când suntem chemați să trăim adevărul lui Dumnezeu, as we studied last night, așa cum am învățat aseară, tribulation, încercări, and persecution will arise, persecuții vor veni, because of the word, datorită cuvântului. Paul says they're going to speak evil of us, Pavel spune că vor vorbi rău despre voi, because we don't participate in things we used to participate in, pentru că nu mai participăm în lucrurile pe care le făceam cândva, and this could be even in a Christian household, și acest lucru se poate întâmpla chiar într-o familie creștină. We must hold the word of God. Noi trebuie să rămânem la cuvântul lui Dumnezeu. Supreme in our experience. El trebuie să fie suprem în experiența noastră. I want to look at another example in Matthew chapter 16. Aș vrea să mă uit la un alt exemplu în Sfânta Scriptură, în Matei 16. Starting at verse 21. De la versetul 21. Matthew 16 verse 21. Matei 16 de la versetul 21. It says, from that time forth began Jesus to show unto his disciples, de atunci încolo Iisus a început să spună ucenicilor săi, how that he must go unto Jerusalem, că el trebuie să meargă la Ierusalim, and suffer many things of the elders, chief priests and scribes, să pătimească mult din partea bătrânilor, din partea preoților celor mai de seamă și din partea cărturarilor, and be killed and raised again the third day. Care să fie omorât și a treia zi are să învieze. Notice what happens. Priviți ce spune Biblia aici. Then Peter took him. Petru l-a luat deoparte and began to rebuke him. Și a început să-l mustre zicând, saying, be it far from thee, Lord. Să te ferească Dumnezeu, Doamne. This shall not be unto thee. Să nu ți se întâmple așa ceva. This is Peter. Aici Petru vorbește. Peter along with James and John. Petru, Iacov și Ioan were his closest friends and disciples. Erau cei mai apropiați prieteni ucenicii al lui Hristos. Jesus is explaining to his disciples. Iisus explică ucenicilor săi. I'm about to be crucified. Sunt pe cale să fiu răstignit. This idea in your minds about a Messiah set making Jerusalem great again. Ideea aceasta despre un Mesia care are să facă Ierusalimul, națiunea iudaică, din nou mare. It's not why I came into this earth. Nu de aceea am venit pe pământul acesta. I came to die for the sins of the world. Am venit să mor pentru păcatele lumii. But I'm gonna rise again the third day. Dar voi învia a treia zi. Peter says, no, you're not gonna do that. Petru spune să nu ți se întâmple așa ceva. Notice what Jesus does. Priviți ce face Iisus. Verse 23. Versetul 23. But he turned and said unto Peter. Dar Iisus s-a întors și a zis lui Petru. Get thee behind me, Satan. Înapoi a mea, Satano. Thou art an offense unto me. Tu ești o piatră de potignire pentru mine. For thou savest not the things that be of God. Căci gândurile tale nu sunt gândurile mele. But those that be of men. Ci sunt gândurile oamenilor. So Christ, he realizes what's happening here. Iisus a realizat ce se întâmplă. And we need to always understand what's going on when we get opposition from family, friends and neighbors. Și noi trebuie să înțelegem ce ni se întâmplă atunci când avem parte de opoziție din partea prietenilor, familiei, vecinilor noștri. When God is calling you to follow the instructions in his word. Când Dumnezeu ne cheamă și pe noi să urmăm instrucțiunile din cuvântul său. And your friends, family, etc. are telling you, no, don't do that. Și prietenii noștri, rudele noastre ne spun, nu fă așa. Even the pastor of the church say, no, don't do that.
Poate că și pastorul bisericii spune să nu faci lucrul acesta. Satan is trying to use these individuals who have influence in your life. Satana încearcă să folosească acești indivizi care au influență în viața ta. To discourage you from doing what God says. Să te descurajeze să faci lucrarea la care Dumnezeu te-a chemat. So when they come at you like Peter came to Jesus. Și atunci când vin la tine așa cum a venit Petru la Domnul Isus. Always remember it's not them, it's Satan using them. Întotdeauna să nu uiți, nu sunt ei, ci este Satan în spate lor care îi folosește pe aceștia. Ephesians 6 says we wrestle not against flesh and blood. Efeseni capitolul 6 spune noi nu luptăm împotriva cărnii și a sângelui. But against principalities and powers. Ci împotriva duhurilor răutății. The rulers of the darkness of this world. Stăpânirilor veacului acestuia. And spiritual wickedness in high places. Yes. And this is why Jesus said, "Get thee behind me, Satan." De aceea Iisus a spus înapoi a mea Satan. He wasn't calling Peter Satan. El nu l-a numit pe Petru Satan. He realized that the enemy was trying to use his disciple. El a realizat numai că vrăjmașul se folosea de ucenicul său. So he said, "Get thee behind me, Satan." Și a spus înapoi a mea Satan. Stop trying to get at me. Nu mai încerca să vii la mine. And leave my friend alone. Lasă-mi prietenul în pace. Because before this, pentru că înainte de aceasta, Peter had already confessed. Petru deja mărturisise. Thou art the Christ. Tu ești Hristosul. The Son of God. Fiul lui Dumnezeu. Jesus said, "Flesh and blood hadn't revealed that unto you." Și Domnul Iisus i-a zis, nu carnea și sângele ți-a descoperit lucrul acesta, Petre. The Holy Spirit was already working upon the heart of Peter. Duhul Sfânt deja lucra prin inima lui Petru. Satan saw that. Satan a văzut lucrul acesta. As Jesus was bringing the truth home about his mission. În timp ce Hristos aducea adevărul inima lui Petru cu privire la misiunea sa. Satan was trying to counteract. Și acum Satan se lupta să contracareze această lucrare. I'll stop right there. Mă opresc aici. Marcu capitolul 2, mă gândesc și eu la un pasaj, dar aș vrea doar să-l citesc. Marcu capitolul 3, îmi cer iertare, am îmbătrânit. Marcu capitolul 3. Marcu 3 și citim de la versetul 20. Mark 3, starting from verse 20. Au venit în casă și s-a adunat din nou tot norodul. Așa că nu puteau nici măcar să prânzească. Rudele lui Iisus, când au auzit cele ce se petreceau, au venit să pună mâna pe el, căci ziceau, și-a ieșit din minți. Observați ce spune Sfânta Scriptură, care a fost atitudinea rudelor cu privire la lucrarea lui Hristos? Au spus, ai înnebunit. Și din nefericire trăim într-un timp în istoria acestui pământ, când aceste cuvinte se aud din nou și din nou. Și nu este niciodată atât de dureros ca atunci când le auzim din partea celor care sunt cei mai apropiați de lângă noi. Mama, tata, fratele, sora, prietenii noștri. Un lucru pe care însă trebuie să-l înțelegem este că prin răbdarea noastră și prin credincioșia noastră și acești membri ai familiei neconvertiți îl pot cunoaște și ei pe Domnul Iisus Hristos. Și de aceea Dumnezeu să ne dea multă răbdare, să ne dea multă înțelepciune și tact în așa fel încât să ne trăim viața de credință ascultând de cuvântul lui Dumnezeu, iar în orice alt lucru care nu vine în contradicție cu Sfântul Cuvânt, să fim ascultători. Amin? Amin. Aș trece la o următoare întrebare în această ocazie. Foarte mulți părinți sunt îngrijorați de traiectoria pe care o iau copiilor. Unii părinți văd deja trăsături de caracter manifestate în viața copiilor când sunt mai mici. Din nefericire sunt părinți care au ajuns într-un moment în care este aproape târziu în estimarea noastră, pentru că copiii noștri deja au ajuns la maturitate, unii dintre ei poate și-au întemeiat propriile lor familii, nu mai sunt alături de noi și sunt departe de Dumnezeu. Întrebarea pe care am putea să o punem la momentul acesta este ce putem face noi? De unde ar trebui să începem această lucrare? Aș vrea să vă invit să deschidem Sfânta Scriptură în cartea 1 Samuel, înainte de a adresa întrebarea fraților noștri, 1 Samuel la capitolul 2.
First Samuel chapter 2. 1 Samuel capitolul 2. Aici este prezentat un pasaj unde citim în Sfânta Scriptură despre un mare preot, numele lui Eli, și acest slujitor al lui Dumnezeu, acest mare preot, avea și el copii. Îi spune Biblia de la versetul numărul 12 până la versetul numărul 17, am vrea să citim următoarele lucruri. Fiți atenți ce spune cuvântul lui Dumnezeu aici. Fiii lui Eli erau niște oameni răi. Nu cunoșteau pe Domnul. From verse 12, we read. Și iată care era felul de purtare a acestor preoți față de popor. Când aducea cineva o jertfă, venea sluga preotului în clipa în care se ferbea carnea, ținând în mână o furculiță cu 3 coarne. O vâra în cazan, în căldare, în tigaie sau în oală și tot ce apuca cu furculița lua preotul pentru el. Așa făceau ei tuturor acelora din Israel care veneau la Silo. Chiar înainte de a arde grăsimea, venea sluga preotului și zicea celui ce aducea jertfa: dă pentru preot carne de fript. El nu va lua de la tine carne fiartă, ci vrea carne crudă, adică în sânge. Știți că se poartă astăzi la restaurante fripturile în sânge. Atenție! Și dacă omul zicea: după ce se va arde grăsimea, veți lua ce îți va place, sluga răspundea: nu. Dă-mi acum, căci altfel iau cu sila. Tinerii aceștia se făceau vinovați înaintea Domnului de un foarte mare păcat, pentru că ne socoteau darurile Domnului. Vreau să vă pun o întrebare. Prin ridicare de mână, câți ați înțeles, citind pasajul acesta, că acești copii aveau o problemă serioasă cu înfrânarea apetitului? E clar pentru toată lumea? Câți ați înțeles, citind acest pasaj, că acești copii, acești tineri, nu se puteau stăpâni? E clar pentru toți. Bun. Acum aș vrea să vă invit să deschidem Biblia în cartea 1 Samuel la capitolul 4. Now, 1 Samuel chapter 4. Am să traduc și pentru ei. Reading that Bible verse, those Bible verses, we can see clearly that the children of Eli, they had a problem with control of appetite. That whatever they wanted, they took it by force. They say, no, I want this meat with blood, and I want it now. Now I want it. So they have a serious problem with appetite. Now we want to read from 1 Samuel chapter 4, 1 Samuel capitolul 4, verse 18. Aici este prezentat momentul morții lui Eli, tatăl acestor copii. Priviți ce spune Biblia. Versetul 18. Abia a pomenit de chivotul lui Dumnezeu și Eli a căzut de pe scaun pe spate lângă poartă și a rupt ceafa și a murit, căci era un om bătrân și greu. El fusese judecător în Israel 40 de ani. Ce spune Biblia despre Eli la momentul morții sale? Cum era el? Spune că era un om bătrân, dar era greu. Și ne-am uitat chiar și la cuvântul acesta folosit în original și este pus adesea în contextul a ceva gros, mult. Cu alte cuvinte, avea greutate. Observați vreo legătură aici? Care era problema fiilor lui Eli? Neînfrânarea apetitului. Care era problema tatălui? Dacă la vârsta aceasta, la vârsta aceasta se găsea în condiția aceasta fizică. Pentru că la bătrânețe oamenii tind nu să se îngrașe, tind să slăbească. Dar Biblia spune că el era bătrân și greu. Deci întrebarea este posibil ca noi să deplângem soarta copiilor noștri? Nelegiuirea prezentă în viața lor, dar exemplul nostru să fie tocmai acela care a condus în această cale. Ați înțeles? So the question it is, brethren, many times
the parents, they are crying when they see the condition of the children. But just like in the time of Eli, is it possible that through our example of life, we are the ones that are pushing our children in this path of sin and unrighteousness far away from God? And then we cry, why then don't want to stay near church, near God? Mm. Is it possible? And what is the solution at this condition? Well, I'll take it first. Am să iau eu această întrebare. Apropo, nu discutăm nicio întrebare înainte. Este o surpriză și pentru ei și pentru mine. When you look at the education of our children. Când ne gândim la educația copiilor noștri. And we want to keep it in the context of God's remnant people. Și ne gândim în contextul bisericii rămășiței. Because just like Eli, la fel cum Eli, God has given us a mission. Dumnezeu ne-a încredințat și nouă misiune. And God has a purpose for our children. Dumnezeu are un scop prin copiii noștri, pentru copiii noștri. Because when the Bible says in the book of Revelation 12:17, în cartea Apocalipsei 12:17, when he makes reference to the remnant, unde Scriptura vorbește despre rămășiță, God is talking about the last and the youngest generation. Dumnezeu vorbește despre ultima și cea mai tânără generație. And so there's something that God wants to do with us. Dumnezeu vrea să facă ceva prin noi. That hasn't been done with any generation prior. Și nu a mai fost făcut cu o altă generație înainte. In the days of Eli. În zilele lui Eli. The Bible tells us in the book of Judges chapter 17. Dacă ne uităm în Judecător la capitolul 17. Judges the 17th chapter. Judecător la capitolul 17. And let's look at verse 6. Aș vrea să citim versetul 6. Judges the 17th chapter and we want to look at verse 6. Judecător 17 cu versetul 6. And the Bible tells us in those days there was no king in Israel. În vremea aceea nu era împărat în Israel. But every man did that which was right in his own eyes. Fiecare făcea ce-i plăcea. And it is stated again in chapter 21. Și același lucru îl citim și în capitolul 21 cu 25. This was the lifestyle, this was the habit of Israel during the days of the judges. Acesta era stilul de viață al copilor lui Israel în vremea judecătorilor. And so when we look at the example of Samson. Și când ne uităm la exemplul lui Samson. The example of John the Baptist. Exemplul lui Ioan Botezătorul. That God was pulling in the reins, if you will. Dumnezeu încerca să adune, să strângă lucrurile. And was trying to bring order back to the family structure. Dumnezeu dorea să aducă ordine în structura familiei. And so when Samson is coming on the scene. Când Samson a venit în scenă. If you look at chapter 13 of Judges. Dacă ne uităm în capitolul 13 din Judecători. The Bible says in the book of Judges chapter 13. Judecători capitolul 13. And the Bible says beginning in verse, let's start in verse 13. De la versetul 13 spune. Manoah is given this commission. Samson's mother sees an angel. Mama lui Samson vede un înger. And she begins to instruct Samson's mother as to the mission of her unborn child. Și îi se spune ce ar trebui să facă ca mamă pentru copilul acesta care încă nu s-a născut. And he begins to outline what his life should look like. Și îi se spune cum ar trebui să trăiască viața. And it mentions in there what her habits of life should be. Ce fel de obiceiuri în viață ar fi trebuit să fie prezente. It mentions specifically her diet. Și în mod special este specificat ce trebuia să mănânce mama în timpul sarcinii. Because it was going to be necessary for Samson. Pentru că era necesar pentru Samson. To have control of his passions. Să aibă control asupra pasiunilor sale. And then when the husband is brought to hear the angel. Și când soțul este adus,
chemat să audă și el mesajul îngerului. Their instructions are repeated. Aceste instrucțiuni sunt repetate din nou. And so the Bible tells us when God speaks twice about a thing. Biblia ne spune când Dumnezeu vorbește de două ori. It is confirmed. E confirmat, e clar, așa trebuie să fie. But notice what he says to the husband in verse 13. Priviți ce spune Biblia în versetul 13. And the angel of the Lord said unto Manoah. Îngerul Domnului a răspuns lui Manoah. Of all that I said unto the woman, femeia să se ferească de tot ce i-am spus. Let her beware. Yes. So the reality is, realitatea, that there was caution and necessary caution in following specifically the rules that God had outlined. Îngerul a tras atenția în mod special femeia să facă ce i-am spus, să se ferească în tocmai cum i-am spus. Because the angel of God knew. Pentru că îngerul lui Dumnezeu știa. That if Samson did not gain victory as a child. Că dacă Samson nu avea să obțină biruință ca un copil. Over habits. În obicei, passions, pasiuni, his attitude, atitudine, it would be difficult for him. Avea să fie foarte dificil pentru el. In a time when everyone was doing whatever they wanted to do. Într-un timp când toată lumea făcea ce dorea să facă, to stand against this storm and tempest. Ca să stai împotriva acestei furtuni. And so as parents, ca și părinți, we are neglectful of our responsibility. Adesea suntem neglijenți în ceea ce privește responsabilitatea noastră. We do not understand the war that our children are in. Noi nu realizăm războiul în care se găsesc copiii noștri. And we raise them and we place them in environments that are detrimental to their spirituality. Și punem adesea într-o atmosferă care distruge din punct de vedere spiritual. And to their mission. Și distruge și misiunea la care sunt chemați. And then we wonder why it is that they are not fulfilling God's purpose. Și apoi ne întrebăm de ce nu vor să împlinească planul lui Dumnezeu în viața lor. So it's not the burden of guilt is not with them. Aș vrea să vă spun, povara păcatului nu apasă atât de mult asupra lor. Responsibility lies with us. Și responsabilitatea apasă în mod special asupra noastră. And so as it was studied this morning by Pastor Davis. Așa cum am studiat în această dimineață, cum a subliniat pastorul Davis. If we see that this coin, dacă vedem că acel ban, acea monedă, is lost, este pierdută, then we have to begin to sweep. Va trebui să începem să facem curățenie. And find where the problem lies. Și să descoperim unde se găsește problema. Because our children are being lost right under our roof. Pentru că copiii noștri se pierd sub ochii noștri, sub acoperământul casei noastre. And so that's where the first work has to begin. Și acolo trebuie să se realizeze prima lucrare. In the Gospel of Luke chapter 1. În Luca la capitolul 1. Starting at verse number 15. În Luca 1 de la versetul 15. The angel Gabriel appears to Zacharias while he's ministering in the temple. Îngerul Gabriel apare înaintea lui Zaharia când slujea în templu. Notice what the Bible says. Luke chapter 1 verse 15. Luca 1 de la versetul 15. Speaking of John the Baptist. Vorbind despre Ioan Botezătorul. For he shall be great in the sight of the Lord. Căci va fi mare înaintea Domnului. And shall drink neither wine nor strong drink. Nu va bea nici vin, nici băutură amețitoare. And he shall be filled with the Holy Ghost. Și se va umple de Duhul Sfânt. Even from his mother's womb. Încă din pântecele mamei sale. Verse 16. Versetul 16. And many of the children of Israel shall he turn to the Lord their God. El va întoarce pe mulți din fiii lui Israel la Dumnezeul lor. And he shall go before him in the spirit and power of Elias. Va merge înaintea lui Dumnezeu în Duhul și în puterea lui Ilie. To turn the hearts of the fathers to the children. Ca să întoarcă inime părinților la copii. And the disobedient to the wisdom of the just. Și pe cei neascultători la umblarea în înțelepciunea celor neprihăniți. To make ready a people prepared for the Lord. Ca să pregătească Domnului un orod bine pregătit pentru el. So the Bible lets us know. Biblia ne lasă să descoperim clar. That John would be filled with the Holy Ghost in his mother's womb. Ioan avea să fie umplut de Duhul, cu Duhul Sfânt încă din pântecele mamei. But the angel gives conditions. Dar îngerul acesta a dat niște condiții. That he must be temperate in all things. Și anume cumpătarea, înfrânarea în toate lucrurile. No strong drink or wine. Fără vin, fără băutură amățitoare. Now notice verse 35. Versetul 35 spune Biblia. Verse number 35. Versetul 35.
Matter of fact, hold on. This is verse number 41. De fapt, versetul 41. Cer iertare. The Bible says. Biblia spune. And it came to. Let me read verse 40 first. Verse 40 and 41. Sorry. Yes. And he entered into the house of Zacharias. A intrat în casa lui Zaharia. And saluted Elizabeth. Și-a urat de bine Elisabetei. And it came to pass when Elizabeth heard the salutation of Mary. Cum a auzit Elisabeta urarea Mariei. The babe leaped in her womb. I-a săltat pruncul în pântece. And Elizabeth was filled with the Holy Ghost. Și Elisabeta s-a umplut de Duhul Sfânt. So could it be that in order for the baby to be filled with the Holy Ghost? Întrebarea este pentru ca acel copilaș să fie umplut cu Duhul Sfânt. The mother also had to be filled with the Holy Ghost. Mama trebuia să fie mai întâi umplută cu Duhul Sfânt. And if the child could not have wine or strong drink. Dacă copilul nu trebuia să consume vin și băutura amețitoare. Had to practice temperance. Temperanță. The mother had to do the same. Mama trebuia să aibă și ea același stil de viață. Is the father out the picture? Tata. Let's look at it. Priviți. Luke chapter 1 verse 67. Luca capitolul 1 versetul 67. It says, and his father Zacharias. Zaharia tatălui. Was filled with the Holy Ghost. S-a umplut de Duhul Sfânt. Stop right there. So Zacharias was filled with the Holy Ghost. Zaharia era plin de Duhul Sfânt. Elizabeth was filled with the Holy Ghost. Elisabeta era plină de Duhul Sfânt. And as a result, the child was filled with the Holy Ghost. Cu alte cuvinte, și Ioan acum era umplut de Duhul Sfânt. The parents had to lead by example. Părinții trebuiau să conducă prin exemplu. Luke 1 verse 6. Luca 1 cu 6 spune Biblia. Verse looking at 5 and 6. Versetul 5 și 6. It says there was in the days of Herod, în zilele lui Irod împăratul Iudeii, the king of Judea, era a certain priest named Zacharias. Era un preot numit Zaharia. Of the course of Abia. Din ceata lui Abia. And his wife was of the daughter of Aaron. Nevasta lui era din fetele lui Aaron. And her name was Elizabeth. Și se chema Elisabeta. Verse 6. Versetul 6. And they were both righteous before the Lord. Amândoi erau neprihăniți înaintea lui Dumnezeu. Walking in all the commandments. Și păzeau fără pată. And ordinances of the Lord. Blameless. Toate poruncile și toate rânduielile Domnului. The Bible reveals that they were both righteous. Biblia ne spune că amândoi erau neprihăniți. So if we want our children to be righteous, dacă dorim copiii noștri să fie neprihăniți, we must live righteously. Noi va trebui mai întâi de toate să trăim în neprihănire. If we want our children to be filled with the Holy Ghost, dacă dorim ca și copiii noștri să fie umpluți de Duhul Sfânt, we must surrender our lives to Christ so that we can be filled with the Holy Ghost. Trebuie să ne predăm viața noastră lui Hristos ca și ei să fie umpluți cu Duhul Sfânt. We have to place before them an example. Va trebui să le prezentăm un exemplu. Sadly, as it was read about Eli, din nefericire, așa cum am citit despre Eli, and his sons, și fiii săi, his sons were intemperate. Fiii săi erau necumpătați. And the scripture revealed that Eli was overweight. Biblia ne arată că și Eli avea o problemă cu greutatea. It says he was heavy. Era greu. He had a hard fall and broke his neck. A căzut și și-a rupt gâtul. So he gave his sons an example. El a oferit copiilor săi un exemplu. His sons were intemperate because he was intemperate. Fiii săi trăiau în felul acela în necumpătare pentru că el ducea același stil de viață. So we can lead by example in a good way or in a bad way. Noi putem să ne conducem copiii noștri într-un exemplu bun sau într-un exemplu rău. And this is why in Malachi chapter 3. Și iată de ce în Maleah la capitolul 3. Excuse me, Malachi 4. Iată de ce în Maleah la capitolul 4. Malachi 4, verse 5. Maleah, capitolul 4, versetul 5. And this was the mission of John the Baptist. Aici este descrisă și misiunea lui Ioan Botezătorul. And we can see from the word of God. Deci putem vedea din cuvântul lui Dumnezeu aici. That in order for John the Baptist to fulfill this mission, as we're about to read. Pentru ca Ioan Botezătorul să-și împlinească lucrarea așa cum avem să citim. He and his family had to lead by example. El și familia sa trebuiau să arate un exemplu. So Pastor Davis, let digest this important thought that you brought. Okay. So you want to tell us that the reason we don't have workers at John the Baptist today, it is because we don't have parents like Zachariah and Elizabeth in that time. Right. This is the reason why you don't have these strong, powerful preachers, ministers, workers for God that
may prepare the people of God for what is coming. Right. Deci întrebarea pe care am pus-o este să înțelegem de aici că motivul pentru care noi nu mai avem astăzi slujitori asemenea lui Ioan Botezătorul, evangheliști, pastori, slujitori ai Evangheliei, care să facă o lucrare în a pregăti pe poporul lui Dumnezeu pentru ce stă în fața noastră, este pentru că din nefericire nu mai avem părinți asemenea lui Zaharia și a lui Elisabeta. Consacrați. And this is why we need messages like these in these last days. Și de aceea avem nevoie de mesaje ca acestea în ultimele zile. We need to study the word of God more like this in these last days. Va trebui să studiem cuvântul lui Dumnezeu așa cum o facem acum. We need to hear the Elijah message. Va trebui să auzim solia lui Ilie. The Bible says, Biblia ne spune, Malachi 4 verse 5. Maleahi capitolul 4 cu versetul 5. Behold, I will send you Elijah. Iată, vă voi trimite pe prorocul Ilie. Elijah the prophet before the coming of the great and dreadful day of the Lord. Înainte de a veni ziua Domnului, ziua aceea mare și înfricoșată. And he shall turn the heart of the fathers to the children. El va întoarce inima părinților spre copii. And the heart of the children to their fathers. Și inima copiilor spre părinții lor. Lest I come and smite the earth with a curse. Ca nu cumva la venirea mea să lovesc țara cu blestem. So this Elijah message. Mesajul acesta al lui Ilie. Will turn the hearts of the fathers to the children. Cheamă ca mai întâi părinții să își întoarcă privirea spre copii. And the children to the fathers. Și apoi copiii spre părinți. When you read in I think it's Luke chapter 3. Acts chapter 3, turning the heart. No, I'm thinking about something else, about John the Baptist. Luke chapter 3. Luca la capitolul 3. Because there was a message that John the Baptist gave. Era un mesaj pe care îl prezenta Ioan Botezătorul. Luke chapter 3. Let's see if it's Matthew's account actually. Matthew 3 as well. Dați-mi voie să mă uit și în raportul Matthew chapter 3. Prezentat și de Matei, în Matei la capitolul 3. Matthew 3 verses 1 and 2. Matei 3 versetul 1 și 2. This was the message of John the Baptist. Iată mesajul lui Ioan Botezătorul. It says, in those days came John the Baptist preaching in the wilderness of Judea. În vremea aceea a venit Ioan Botezătorul și propovăduia în pustia Iudeii. And saying, repent ye, for the kingdom of heaven is at hand. El zicea, pocăiți-vă, căci împărăția cerurilor este aproape. For this is he that was spoken of by the prophet Isaiah. Ioan este acela care fusese vestit prin prorocul Isaia când zice, saying the voice of one crying in the wilderness. Iată glasul celui ce strigă în pustie. Prepare ye the way of the Lord. Pregătiți calea Domnului. And make his path straight. Neteziți cărările. So his message was a message of repentance. Mesajul său era un mesaj ce chema la pocăință. So when the Bible says we turn the hearts of the fathers to the children and the children to the fathers. Când Biblia spune un mesaj care să întoarcă inima părinților spre copii și a copiilor spre părinții lor. He's basically calling for reformation and repentance. Cu alte cuvinte, e că o chemare la reformă și la pocăință. If you have done wrong as a parent. Dacă ai făcut rău ca un părinte. By placing before your children a bad example. Punând înaintea copilului tău un exemplu greșit. It's time to make things right. Este timpul să îndrepți lucrurile. You say, my son, my daughter. Fiul meu, fiica mea. A few years ago, I didn't give you the right example. Acum câțiva ani de zile, but eu nu ți-am dat un exemplu potrivit. But the Lord has shown me from His Word. Dar Domnul mi-a arătat și mie din cuvânt. That I need to make things right. Că trebuie să mă schimb și eu. And I want to make things right just now. Și vreau să mă schimb chiar acum. The children would love to hear that. Copilul va iubi să audă astfel de cuvinte. They hear you admit that you were wrong. Să recunoști că ai greșit și ai dat un exemplu greșit. And then that healing and reformation can take place. Și apoi acel proces de vindecare, de reformă poate avea loc. Now something else that I'm reminded of in verse 4. Un lucru pe care aș vrea să-l subliniez, citim din versetul 4. Matthew 3 verse 4. Matei 3 cu versetul 4. Going back to the issue of temperance. Doar încă o dată vorbesc despre problema aceasta a temperanței. What was John's diet? Care era dieta lui Ioan? It says, and the same John had his raiment of camel's hair. Ioan purta o haină de păr de cămilă. And a leathern girdle about his loins. Și la mijloc era încins cu un brâu de curea. And his meat was locust and wild honey. El se hrănea cu lăcuste și cu miere sălbatic. John the Baptist had a plant-based diet. Ioan Botezătorul avea o dietă
vegan. Now, normally when we look at the word locust, când noi ne uităm la cuvântul acesta lăcuste, we think he's eating honey-coated grasshoppers. Noi ne gândim la lăcustele acestea care mănâncă iarbă. Actually, when you look deeper, când ne uităm în profunzime la acest cuvânt, that locust is actually a carob plant. Cuvântul acesta lăcusta este de fapt planta de cherub, roșcovele. So he was eating a plant-based diet. Deci avea o dietă pur vegetală. And he resembled the old Elijah of the Old Testament. Și se asemăna cu Ilie al Vechiului Testament. So we have the Elijah of the Old Testament. Avem Ilie al Vechiului Testament. We have the Elijah of the New Testament, John the Baptist. Al Noului Testament. But this prophecy will be fulfilled again because there must be a last day Elijah. Dar această profeție va fi împlinită din nou pentru că vom vedea un Ilie la sfârșit. God is calling us to be this last day Elijah. Dumnezeu ne cheamă pe noi să fim acest Ilie al ultimelor zile. And in order for us to effectively give this final warning și to the world, noi să putem prezenta această solie practică lumii, we have to set our homes in order, va trebui să ne punem familiile în ordine, lead by example for our children, să trăim prin exemplu pentru copiii noștri, and practice temperance in all things, și să practicăm temperanța în toate lucrurile. Like we've been eating at this camp meeting, la fel cum am mâncat în tabăra aceasta, a simple diet, o dietă simplă, rich with tomatoes and cucumbers, cu roșii și castraveți. Și amen. Amin. Aș vrea numai să pecetuiesc ceea ce a fost zis, pentru că au fost niște răspunsuri foarte complete. Și versetul care aș vrea să-l citesc se găsește în Exod, capitolul 20. Aici ne este dată o mare avertizare, dar în același timp una dintre cele mai mari făgăduințe. Pentru că ne arată în mod clar și în mod evident cum influența părinților asupra copiii poate să fie ori în rău către pierzare, ori în bine către mântuire. În Exod capitolul 20, la versetul 5, să nu te închini înaintea lor și să nu le slujești, căci eu, Domnul Dumnezeul tău, sunt un Dumnezeu gelos, care pedepsesc nelegiuirea părinților în copii până la al treilea și al patrulea neam al celor ce mă urăsc. Nu, prima aici. Aici avem prima parte a avertizării. This we have the first part of the warning. În care nelegiuirile părinților, din păcate, se revarsă asupra copiilor lor. Nu neapărat pentru că în mod așa este transmis un păcat, cum unele persoane cred, și pur și simplu pentru că obiceiurile și gândurile și învățăturile, chiar și dieta sau stilul de viață pe care l-au părinții, sau concepția de a gândi sau de a imagina pe Dumnezeu și de a trăi credința, nu este ceva potrivit cu Scriptura. Și lucrul acesta se revarsă asupra copiii, asupra a treia sau a patra generație, din ce în ce mai rău către pierzarea lor. Dar la versetul 6 este chiar una dintre cele mai mari făgăduințe, pentru că, așa cum zicea fratele nostru, pastor Davis, dacă noi ne recunoaștem greșeală și încercăm să reparăm ceea ce am făcut greșit, pentru că poate n-am știut sau pentru că nu am avut curaj să punem în practică în fața celor apropiații noștri, mai ales dacă sunt copii. Versetul 6 zice: și mă îndur până la miile neam de cei ce mă iubesc și păzesc poruncile mele. Deci dacă noi ne recunoaștem greșeală și din momentul acesta ne adresăm la apropiații noștri, la cei iubiți noștri, la copiii noștri, sunt sigur că Dumnezeu va lucra frumos prin noi și prin ei, și ei chiar vor înțelege greșeala noastră pentru mântuirea lor, până la 1000 generații.
Straordinar, straordinar. Dumnezeu e foarte bun. Generation after generation, the good influence is going to be seen by our decisions today. Mm-hmm. Yes. I was thinking of an example. Mă gândeam la un exemplu. When you're in a situation of a divided home. Când ești în situația unei familii împărțite. Now if you look in 1 Corinthians chapter 1. Dacă vă uitați în cartea 1 Corinteni la capitolul 1. Because oftentimes we find that homes are not as they ought to be. Pentru că de multe ori familiile nu sunt ideale așa cum ne gândim noi că sunt. One parent is leaning towards the things of God. Un părinte înclină spre lucrurile lui Dumnezeu. And the other parent is leaning towards the things of the world. Și un alt părinte înclină spre lucrurile lumii. And unfortunately, și din nefericire, our children, if they are not converted, dacă copiii noștri nu sunt convertiți, they tend to be like Reuben, like water. Ajung să fie asemenea lui Ruben, ca niște valuri. And so when we think of a river, dacă ne gândim la un râu, and we wonder why a river is not straight, și ne gândim de ce râul nu este drept, because water goes where there's the least resistance. Pentru că apa va merge acolo unde este, are cea mai puțină rezistență. And so this division a lot of times, și această, we may be going to the same church, această separare, de multe ori s-ar putea să mergem la aceeași biserică. But we have a difference in what is in our values. Dar avem o diferență în valorile noastre. Maybe one of the parents wants our children to become a doctor. Unul dintre părinți vrea ca și copilul să devină doctor. They're looking forward to putting that degree on the parents' wall. Și vor ca să pună diploma copilului acolo pe peretele cu trofeele părinților. And maybe the other parent, și celălalt părinte, is really striving for the child to give their heart to Christ. Chiar se dorește ca acel copil să-și dea inima lui Hristos. And so there's a divide in the home. Și are loc o separare în casă, în familie. The Bible says here in 1 Corinthians chapter 1 and verse 22. 1 Corinteni capitolul 1 cu versetul 22. 1 Corinthians 1:22. 1 Corinthians, yes. 1:22. 1 cu 22. It says, for the Jews require a sign. Iudeii într-adevăr cer minuni. And the Greeks seek after wisdom. Și grecii caută înțelepciune. And this is speaking of earthly wisdom. Și vorbim despre înțelepciunea omenească. Now, the reason I want to read this is because if you go to Acts, the 16th chapter. Motivul pentru care citesc lucrul acesta, dacă ne uităm Acts, în fapte 16. And the Bible says in Acts 16 verse 1. Fapte 16 cu 1. The Acts chapter 16 verse 1. Then came Paul to, he is Paul, to Derbe and Lystra. În urmă Pavel s-a dus la Derbe și la Listra. And behold, a certain disciple was there. Și iată că acolo era un ucenic numit Timotei. Named Timotheus. Yes. The son of a certain woman which was a Jewess. Fiul unui iudeice credincioase. But she, his father was a Greek. Și al unui tată grec. So his mother, it emphasizes the point. Ne subliniază punctul acesta foarte important. His mother was a believer in the truth. Mama era credincioasă în adevărul lui Dumnezeu. But dar his father was a Greek. Tata era grec. So his father sought after wisdom. Tata căuta înțelepciune. He wanted earthly wisdom for Timothy. El dorea înțelepciunea lumii. But notice what the Bible says in 2 Timothy chapter 1. Priviți ce spune Biblia în 2 Timotei capitolul 1. 2 Timothy chapter 1. 2 Timotei capitolul 1. Unless it emphasizes this point even more. Și subliniem punctul acesta și mai mult. And 2 Timothy chapter 1 verse 5. 2 Timotei capitolul 1 de la versetul numărul 5. The Bible says, when I call to remembrance the unfeigned faith that is in thee. Îmi aduc aminte de credința ta neprefăcută. Which was first in thy grandmother Lois. Care s-a sălășluit întâi în bunica ta Lois. And in thy mother Eunice. Și în mama ta Eunice. And in thy father. Mm-mm. Și spune și în tatăl tău. And am persuaded that is also that is in thee also. Și sunt încredințat că și în tine. Scrie și de tata acolo. So in Timothy's experience, în experiența lui Timotei, in his Christian experience, în experiența lui creștină, his father had nothing to do with it. Tata nu s-a implicat cu nimic. Look at chapter 3. Priviți ce spune capitolul 3. Verse 14. Versetul 14. Matter of fact, yes, 14 and 15.
Versetul 14 și 5. It says, but continue in the things which thou hast learned. Tu să rămâi în lucrurile pe care le-ai învățat. And hast been assured of. Și de care ești deplin încredințat. Knowing of whom thou hast learned them. Că știi de la cine le-ai învățat. And that from a child. Și din pruncie. Thou hast known the holy scriptures. Cunoști Sfintele Scripturi. Which are able to make thee wise unto salvation. Care pot să-ți dea înțelepciunea care duce la mântuire. Through faith which is in Christ Jesus. Prin credința în Hristos Iisus. It's pointing back to the influence of his grandmother. Încă o dată ne întoarcem la influența bunicii. And of his mother. Și a mamei. So we... Sometimes, and maybe someone in this room, și poate cineva, maybe someone watching, sau cineva ne privește, find yourself in a divided home. Ne găsim într-o familie împărțită. One is concerned about the things of this earth. Unul este îngrijorat de lucrurile lumii acesteia. One is concerned about the things of God. Unul este concentrat asupra lucrurilor lui Dumnezeu. But God is giving us the promise. Dar Dumnezeu ne oferă o promisiune. That if we remain faithful to our calling. Dacă vom rămâne credincioși chemării noastre. That God will save our children. Dumnezeu va salva pe copiii noștri. There may be opposition. S-ar putea să fie opoziție. The one spouse may not even come to worship. S-ar putea ca unul dintre soți nici să nu vină la închinare. And if they do come to worship. Și dacă vin, laying over there sleeping. Stau acolo și dorm. Bad examples. Un exemplu greșit. Watching television on Sabbath. Stau la televizor în sabat. But if we remain faithful to the work that God has given to us. Dacă vom rămâne credincioși lucrării care ne-a încredințat-o Dumnezeu. In raising our children for Christ. În a ne crește copiii pentru Hristos. Bible says that God will contend with those. Biblia ne spune că Dumnezeu se va lupta. Who are fighting against our influence. Împotriva influenței noastre. And God will save our children. Și ne va salva pe copiii noștri. But we have to be faithful. Dar trebuie să fim credincioși. And continue to teach the truth. Și să continuăm să învățăm adevărul. Regardless of the environment. Indiferent. Outside. Indiferent de ceea ce se întâmplă în afară. And even inside. Și chiar înăuntru. Mulțumim lui Dumnezeu pentru această ocazie. Câți dintre dumneavoastră credeți că ar fi bine să mai zăbovim în astfel de ocazii, de mese de pe subiectul familie? Da? Mulțumesc foarte mult. Sunt atâtea capitole pe care am putea să le discutăm. Frumoasă încurajare ne-a fost oferită acum la sfârșit, așa este. Și uitându-ne la lucrarea pe care a făcut-o Timotei pentru Dumnezeu, înțelegem că în spatele acestui pastor puternic a fost cine? A fost o mamă. Și a fost o bunică. Fie ca bunul Dumnezeu să încurajeze toate mamele care sunt prezente aici. Și niciodată să nu ajungeți să credeți că lucrarea pe care Dumnezeu v-a încredințat-o nu este atât de importantă așa cum ne spune lumea. Lucrarea pe care o face o mamă consacrată nu poate fi egalată de nicio altă lucrare. Dumnezeu să dea putere tuturor mamelor care sunt prezente aici. Aș vrea să citesc două făgăduințe la sfârșit și ne vom ruga. Una se găsește în cartea profetului Isaia la capitolul 60. We want to end with two promises. Isaiah chapter 60. Isaia capitolul 60 pentru toți părinții care privesc cu îngrijorare la viața copiilor lor și se roagă și speră că Dumnezeu va face o minune pentru a-i întoarce. Priviți ce spune Biblia. Cartea Isaia, capitolul 60, aș vrea să citesc de la versetul 1. Însă când vom citi aceste versete, vreau să știți că Dumnezeu se adresează nouă ca părinți. Priviți ce spune aici. Scoală-te, luminează-te, căci lumina ta vine și slava Domnului răsare peste tine. Căci iată, întunericul acoperă pământul și negură mare popoarele. Dar peste tine răsare Domnul și slava Lui se arată peste tine. Neamuri vor umbla în lumina ta și împărați în strălucirea razelor tale. Ridică-ți ochii împrejur și privește. Și acum priviți ce se va întâmpla când ne vom scula și vom lumina. Toți se strâng și vin spre tine. Fiii tăi vin de departe și fiicele tale sunt purtate pe brațe. Când vei vedea aceste lucruri, vei tresări de bucurie și îți va bate inima și se va lărgi.
Fie ca Dumnezeu să împlinească această făgăduință frumoasă pe care o avem din partea bunului Dumnezeu. Iar cea de-a doua făgăduință pe care aș vrea să o citesc se găsește în cartea profetului Ieremia. Cartea profetului Ieremia la capitolul 31, Jeremiah 31. Ieremia, capitolul 31, de la versetul 15. Mâna sus, toți aceia care aveți o povară pentru copiii dumneavoastră, vă rugați pentru ei, plângeți pentru ei, doriți să-i vedeți mântuiți în împărăția lui Dumnezeu. Dumnezeu să ne ajute pe toți. Priviți ce spune Biblia aici. Versetul 15. Așa vorbește Domnul. Un țipăt se aude la Rama. Plângeri și lacrimi amare. Rahela își plânge copiii și nu vrea să se mângâie pentru copiii ei, căci nu mai sunt. Așa vorbește Domnul. Oprește-ți plânsul, oprește-ți lacrimile din ochi, căci truda ta îți va fi răsplătită, zice Domnul. Ei se vor întoarce iarăși din țara vrășmașului. Este nădejde pentru urmașii tăi, zice Domnul. Copiii tăi se vor întoarce în ținutul lor. Dumnezeu să binecuvinteze aceste cuvinte din Sfânta Scriptură. Și să nu uităm, există nădejde pentru copiii noștri. Scoală-te, luminează-te, mamă. Scoală, luminează, tată. Și atunci există speranță la mântuire pentru copiii pe care ni-a dat Dumnezeu. Amin? Vă invit să ne rugăm împreună. Pastor Davis, if you can lead us in a word of prayer. Let us kneel and pray as far as possible. Vă invit să ne rugăm. Father in heaven, Tatăl nostru care ești în ceruri, we thank you for the word. Îți mulțumim, Doamne, pentru cuvântul Tău. And the counsels that are written therein. Îți mulțumim, Doamne, pentru sfaturile care le găsim în cuvântul Tău. May we take these counsels. Ajută-ne să luăm aceste sfaturi. And apply them to our lives. Și să le aplicăm inimilor noastre. And also share them with others. Doamne, te rugăm, ajută-ne să le împărtășim și cu alții. Lord, we thank you for the promises of your word. Doamne, îți mulțumim pentru făgăduințele minunate din cuvântul Tău. We've all made mistakes. Cu toții am făcut greșeli. We've all fallen short of your glory. Cu toți suntem, nu avem slava Ta. But you've promised. Dar Tu ne-ai promis, Doamne. If we make things right. Că dacă noi ne vom împăca cu Tine. You will work. Tu vei lucra. To redeem our children. Ca Tu să salvezi pe copiii noștri, Doamne. Your Holy Spirit will move upon their hearts. Duhul Tău cel Sfânt va mișca inimile lor. And though you do not force individuals to make a decision. Și deși Tu nu forțezi niciun om să ia o hotărâre. You will move upon their hearts. Doamne, Tu vei mișca inimile lor. And so Lord, we thank you. Și de aceea, Doamne, îți mulțumim. That even though we live in this world of sin. Că deși trăim în această lume plină de păcat. Where many homes are broken. Unde multe familii sunt distruse. You can still bring about restoration. Tu poți să restaurezi căminurile noastre. And healing. Și să le vindeci Tu. Continue to bless us throughout this meeting. Continuă, Doamne, să ne binecuvintezi pe parcursul acestei întâlniri. In Jesus' name, amen. În numele lui Iisus te-am rugat. Amen. Amen.